mi-a crescut mai pe aici așa mai mult. Da, pe serviciu. Dar pe față nu aveam deloc. Mm. Am o poză în portofoliu de ce față. Mamă, și că și ieri când am văzut pe fratele lui Roxana, mi-am asamintit și de fraierul ăla de acasă, că nu vine să nu... Că zâncul vrea să treacă și el dacă vine bâzâie. Bâzâie? Da. Cred eu că nu e chiar așa. Atunci să văd eu dacă mă iubește. Că cum să-mi te iubească? Și să văd dacă mai are barbă mare și chelios. Cum să-mi te iubească? Păi da, dar să-mi arate, că nebunul niciodată nu mi-arăta și mie zici că eram Sky. Mereu mă țineam după el. Peste tot. M-a luat odată cu el la mare, a zis că nu mai ia niciodată. Marius? De ce? Păi că mă țineam după el. Și era și cu iubita lui, dar eu mă țineam după el să am grijă de el, să nu bea, să nu mă și terorizam. Și am promis că nu o să... Că m-a luat cu el la mare, că mi-a dat tata mai mulți bani mie. De-aia, tata nu mă luam. Că i-a zis tata că vreau să mă duc și i-a adus bani, i-a adus la amândoi. Și i-a dat lui și i-a dat pe ea mai mulți lui. Și mie pe ea mai puțin, că a zis că eu nu am. Și eu am început să plâng, că de ce, că nu știi. Și tata după aia i-a luat lui, i-a zis, lasă, i-a pus mai mult și i-a pus mai și după aia face, ai fă, că te iau acum, lasă, ai, că merge și face, fă, dar să-mi dai banii, că ți-i țin eu. Băi, ești nebun, lasă că-i țin eu. Și de-aia mă lua, că aveam bani, că altfel nu mă lua. Că nu mai ieri, că știe că-l terorizez, nu-l las să bea, nu-l las. Adică nu-l las. Dacă văd că bea mult, gata, încep, bă, bă, păi, ce? Păi m-am trezit că ne-am luat o cameră, de-aia mare, cu multe paturi. Exact cum e dormitorul fetelor, exact așa era. Și eram vreo 15. Eu eram cu doi verde ai mei, cu iubitele lor, mai eram cu doi băieți singuri, cu fratele meu, cu gazică, sau acum că doi tot așa, mai mulți erau cupluri. Și m-a luat și pe mine cu ei. Și mi-a zis fă-să, mi-a zis acasă, mi-a făcut intr-un fă-să, nu încep acolo, nu mai bea, mă, stai cum vine. Și eu, da, mă, că nu stai bine, și că n-am treabă cu tine. Și m-am trezit într-o seară. Mă trezesc eu și de seama, dacă dormeam toți acolo, m-am uitat să văd dacă e în pat. Și nu era. Mamă, zic, unde e ăsta? Zic, o fi băut? N-o fi mai, nu știu, nu mai știu unde să vină, nu mai știu unde suntem cazați. Zic, mamă, că eram în Costinești. Zic, Doamne, unde să fie ăsta? Că mă, nici vărămi, și vărămi lipsa. Zic, ăștia s-au îmbătat. Eu fi bătut, s-o fi bătut cu vreunul și zic, gata, asta e unde. Ieși afară, caută cheile, nu le găseam, că ei plecaseră cu cheile și eu credeam că ușa închis. Deschid eu ușa, mă duc, îi caut pe acolo, peste tot, nu-i găseam pe nicăieri. Mă întorc înapoi și am început, wow, că unde ieșești atunci, dar bă, că ești nebună, că pune de să dorm, că e destul de mare, zic că ai nebunie. Și când îi vezi pe ei de dimineață, cu aparatul de fotografiat, o sită de vin în mână, veniți și făceam mișto de noi fetele, că nu ne-am trezit să vedem răsăritul, că noi vreau să încep să facem poze la răsărit și ei s-au dus și au făcut poze. Mamă, zic, cât am putut să râd în seara aia. Și de atunci toți prietenii lui încep că sunt suricat. Știi? Mm. Animăluțele alea. Nebune așa de însărită. Nu mai m-au luat niciodată cu ei, că ai zis că l-am făcut de râs. Atunci era să mănec la mare, în cauza lui vărâm. Nu, și îmi place să mă arunc în val, nu știu să nu, dar îmi place să mă duc în... Știu, adică știu așa să dau acolo, știu să fac pruta, dar așa nu știu să nu calme acum, ai vrea. Și vărâm mi-a făcut o glumă proastă și m-a răsturnat cu saltea. Și nu mai eram acolo. Că era apa mare și ne-am dus așa, eram eu cu încă două fete, frate, mi era și pe acolo. Și vărăm eu, și nu știa că nu știu să not, adică uitați, n-am și-a dat seama că sunt și-o păzat. Și a venit și ne-a răstânat cu saltea. Și eu am deschis ochii, eram în apă, mamă, și vedeam tulburi acolo și nu ajungeam cu picioarele jos ca să încerc să mă împing. Și nu puteam întreveni și mamă, zic, gata, mor, asta a fost prima, zic, nu mai mă găsise nimeni. M-am îndurat, mi-a băgat frate în mâna, nu știu, un păr de păr, nu știu de ce m-a luat. Și m-a tras așa la suprafață, mamă, nu plin aveam apă și în gură, eram înghițită în apă. Și tot mi-a fost frică, tot m-am băgat în val. Și mereu am prins valul de alea mare, rutul ăla mare. Sunt nebunit să mă dau în apă.
în curte mai sunt cu mamaia, care are 90 de ani. Da? Da, are casă în spate. Da. Și e bătrână, sunt și acum la biserică. Da? Și mă duc la ea, mai mă duc cu cercei mari, știi, înainte purta cercei mai mari. Și mă ceam la ea, așa, mamă, nu mi-a purtat cercei de aia mari, că ea îi port doar când te măriți. Și zicea că dacă îi port acum, aici lumea că sunt mărit. Da? Cum era ea bătrână după timpurile ei, că doar atunci când te măriteai, îți cumpăra bărbatul cercei. Și că să nu mai port. Și mai mulțeam și eu cu fustele lungi sau mai mulțeam cu pantaloni, orică mă ceam cu, cu fustele lungă, cea să nu mai port, că nu sunt măritată, că mă ceam cu pantaloni scurt. Că ne faci de râs, că de ce umbli cu pantaloni scurt, că ia-s fuste, rochițe până la genunchi. Lasă-mă, bine, în pat, mereu mă certam cu... Mă certam așa, că ziceam... Da. A? Moța, doamne. Ce-mi plac unghiile așa mai micuți? Bucătarea care le aveam eu, nu știu că eram... Frumos așa. Mai-mi plac și alea, așa, care vin pe deget, așa, știi? Da. Puțin mai... Uite că fac fetele, încă-n toți. Da? Da. Ce s-a întâmplat? Nu la ea. Da, la început îmi zicea așa. Și eu credeam că încep să plec. Când mai mă duceam, că la început era prima, a doua, a treia zi și mă duceam la adresă și nici aia. Cristina, aici. Ce are cum ne gândi să plec? Și eu plecam. Odată zice, nu, făcea așa, zic, ce ai mă fac? Ai luat brânză și de la noi. Zic, Doamne, zic, nu înseamnă, uite, face tot ce nu știi, mai spunea niște cuvinte, că abia le înțeleg. Piscălești. Piscălești? Da. Adică plăscăiești? Nu, piscălești, ciupești, storci, adică că face, m-am piscălit, mi-am umblat, mi-am rupt. Îmi merge rujul, adică că s-a mânjit. Sam, da, că și eu mai am cuvinte, da. Uite, vorbim, i-am povestit eu, l-am plictisit cu poveștile mele. Ce povești? Cu bunica? Cu bunica mea, care are 90 de ani. A mea a murit la 95. Da? Păi mama aia ce face? Când e cea mai mare căldură, deși are grădină, ea și acum aș face singură, la 90 de ani, dita mai grădină. Și ea, când e cea mai mare căldură la 12-1, ea atunci este în grădină și stau. Deci... Străbunica mea așa la 95 de ani, probabil la etajul 4 până jos, urca. Vedeam păscări, mă duceam la dumneavoastră, păi jardeam pe jos. Cum mai l-au purtat așa repede? Da, mă, păi... Wow, și avea niște de albaștri, așa, ca și vaza aia. Mamă, tata aia, tata lui tata. Ochii își vedea ca ai tăi avea. Și tata aia are puțin mai așa, mai gri, nu știu cum să zic că ea are. Zice, tata la tine, ziceau fiori, știi cum să zic așa. Mamă, dar niciunii n-avem ochii, nici eu, nici nimeni nu ne-ai și tu. Și mie îmi plac. Așa, da, tine să facă. Cine? Străbunica, așa face. Da? Deja auzeam din cameră când vineam. Și stătea prietenea mea și își făcea părul în bucătărie, știi?